Născut pe 24 ianuarie 1905, la Fălticeni, în familia unui negustor, Grigore Vasiliu știa încă din copilărie ce voia de la viață. Voia să facă oamenii să râdă. Mai întâi a fost atras de meseria de clown sau dresor de animale, ori trapezist la circ. Tatăl său, negustor serios, l-a convins repede să renunțe la aceste ocupațiuni, cu metodele mai mult sau mai puțin contundente ale vremii. După ce a terminat liceul Nicu Gane din Fălticeni, este trimis de familie la Cernăuți, pe atunci un centru universitar foarte respectat, pentru a studia dreptul. Puțină lume știe că marele comic chiar avea o diplomă în drept. Drept e că nici n-a folosit-o vreodată. În timpul studiilor a dat de 7 ori examen la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din Cernăuți și a picat cu brio de fiecare dată. Era peltic, pocea cuvintele și scuipa când trebuia să dea o replică mai țipată. Însă, cum îl trăgea ața tot către teatru, dar și pentru a face rost de ceva bani de buzunar, făcea figurație pe scena teatrului din Cernăuți. Astfel a primit un rolișor într-o comedie, un tâmpit pe care l-a interpretat atât de caragios că publicul a hohotit minute în șir. Victor Ion Popa, pe atunci directorul teatrului, a sesizat momentul și a început să-i dea și alte roluri. Sica Alexandrescu, cofondator, împreună cu Tudor Mușatescu și Ion Iancovescu, al Teatrului Vesel din București, l-a rugat pe regizorul Aurel Maican să-l aducă pe tânărul Grigore Vasiliu la București. Așa s-a născut Birlic. Pentru că, dintre rolurile interpretate în diverse piese bulevardiere la Teatrul Vesel, acest Birlic, un funcționar dintr-un orășel moldovenesc, i-a adus cel mai mare succes. A jucat la Teatrul Vesel până în 1940. Grigore Vasiliu, supranumit de acum înainte Birlic, a mai fost în același timp fondator și director a diverse companii teatrale private, dintre care cea mai cunoscută a fost trupa Colorado. În anii 30, Birlic era un adevărat star. A debutat și în film, Bing Bang, alături de Stroie și Vasilache. Politica nu-l interesa. În schimb, îi plăcea să joace nu doar pe scenă sau în film, ci și la casino. Se spune că reușise să fondeze trupa Colorado chiar cu banii câștigați la ruleta casinoului din Sinaia. După război, în 1947, e elaborată Legea Teatrelor, prin care regimul comunist naționaliza toate companiile private de teatru. Norocul lui Birlic a fost că tocmai atunci el se afla în plină glorie. Era greu, chiar și pentru autoritățile comuniste, să ignore sau să ascundă în vreo pușcărie obscură un talent atât de faimos. Birlic însuși a povestit cum a fost îmbiat alături de alți mari actori ai vremii să adere la partidul nou instalat la putere. Aceștia au fost invitați la ambasada Uniunii Sovietice, serviți cu delicatese culinare și șampanie, iar la final, comisarul poporului Vyshinsky i-a adunat pe toți și le-a explicat cum tratează Partidul Comunist artiștii în URSS. Cei care își văd de treabă primesc coniac, caviar și șampanie. Pentru ceilalți există o singură variantă, Siberia. Moldovean hâtru, Birlic a evitat a doua variantă și așa a ajuns protagonist la Teatrul Național din București. Nu putea evita însă lecțiile de economie politică ținute actorilor de diversi politruși comuniști, unii din ei complet analfabeți. Evident că lui Birlic și majorității actorilor convocați puțin le păsa de economia politică și de activiștii comuniști, însă erau obligați să participe la lecții, cel puțin în perioada stalinistă. Există o anecdotă savuroasă povestită de Titus Popovici în legătură cu aceste ședințe de îndoctrinare. Grigore Vasiliu Birlic i-a invitat să spună care erau reprezentanții claselor sociale în orânduirea feudală. Birlic habar n-avea, bineînțeles. Iar orânduirea respectivă, el o pronunța feduală. Suit la catedră, disperat, își ruga așa zișii tovarăși să-i sufle. Reușește să îngaime că în orânduirea feduală existau boierii și... Atât apucase să-i sufle Aurel Baranga,
Atenționat imediat de politruc, nu suflați tovarășe Baranga, tovarășul Birlic știe. Știu! Zice Birlic, cu fața aia înspăimântată și ochii lui mari de câine bătut, cum îl descria inspirat Radu Beligan. Și reia. În orânduirea feduală erau boieri și... face politrucul. Atunci Aurel Baranga, ca să nu sufle, îi arată semnul obscen arhicunoscut, cu degetul mijlociu de la dreapta băgat între degetul mare și arătătorul mâinii stângi. Iobagi! Iluminat, Birlic strigă triumfător și foarte mândru de cunoștințele sale istorico-politice, boierii și curvilii. Rămâne un mister pentru vecie ce notă i-o fi dat activistul de partid lui Birlic după această reprezentație. Cum necum, Birlic și-a văzut de teatru și film. A făcut-o la fel de genial ca și înainte de război. A primit caviar și șampanie, titluri și onoruri, bani, bine, banii a avut grijă să-i toace tot la jocuri de noroc. Se spune că atunci când filmul Telegrame a fost nominalizat la Palmă d'Or la Cannes în 1959, Birlic, ca membru în delegația română, a stat mai mult în casino. Ca să poată reveni în țară, a fost nevoie să-i se trimită o sumă consistentă de la București, pentru că în 2-3 zile ajunsese Lefter Popescu. A lăsat în urmă numeroase roluri memorabile, atât pe scenă, pe pelicula cinematografică sau în arhivele teatrului radiofonic. Numai din Caragia le-a jucat 13 personaje. A murit în 1970, pe un pat de spital, răpus de o boală incurabilă. Iată, au trecut 50 de ani de la moartea lui Grigore Vasiliu Birlic, însă și astăzi interpretările lui stârnesc hohotele publicului. Se poate spune că a murit liniștit, știind că și-a îndeplinit scopul urmărit încă din copilărie, și anume să facă oamenii să râdă.